Prezența primei doamne, Carmen Iohannis, la summitul de la Madrid nu a trecut neobservată. Când șefii de stat ai României și ai Spaniei s-au întâlnit, prima doamnă a României a purtat o rochie de o culoare care nu se încadrează în codul de protocol al întâlnirilor oficiale. Mai multe despre ținutele lui Carmen Iohannis ne spune analistul de modă Alin Gălățescu. Bun găsit! Bună seara! E sau nu e potrivită ținuta de primei obicei, doamne? Ea seamănă foarte mult cu doamna Macron, în sensul că sunt două femei care își asumă frumusețea vârstei atemporale și ca atare întotdeauna va avea o rochie deasupra genunchiului, pentru că are picioare foarte frumoase. Întotdeauna își va arda brațele, pentru că de obicei femeile la vârsta ei își feresc să-și acopere brațele. Și atunci, practic, sunt niște argumente suplimentare pe care ea, arătând extrem de bine, recunoaștem, asemenea doamnei Macron, și le asumă grafic. Și de cele mai multe ori, cu excepția acestor mine determinate de protocolul respectivei întâlniri, în rest este agreabilă, atemporală și foarte frumoasă. Până acum, cum au fost ținutele primei doamne? Vedem acum imagini cu alte evenimente la care s-a prezentat. De-a lungul timpului. Iordania, dacă nu așa. Bine, uneori, cum e aici, e un pic prea juvenil. Adică, totuși, decolteul atât de larg, rochița scurtă, mult deasupra genunchiului, poate bine, e de vară, dar... ținuta, dar e puțin prea juvenilă. Ar trebui să-și asume un pic mai mult și rolul de reprezentant simbolic. Ea își asumă rolul de femeie foarte frumoasă și zona estetică de lângă președinte și lasă pe el să fie emblematic. Ceea ce de cele mai multe ori, când nu sunt astfel de debușeuri mult prea sport și prea juvenile, funcționează în proporție de, nu știu, 80%, poate mai mult. Dar sunt și anumite situații în care zona de protocol, cum a fost asta acum de la Madrid, nu prea lasă niște libertăți sau ar trebui să... Cei de la Ministerul de Externe, după părerea mea, ar trebui... Bine, ce e aici este o vază. Adică dacă discutăm despre această imagine... E de un ridicol absolut. Aia doi băieți acolo ca măgarii de oi, mi se par cu adevărat puși cu mâna, ca să fie așa o amestec de genuri, poate. Iar câteva dintre doamne sunt totalmente pe lângă subiect. Doamna cu șapca în cap, în interior, doamna cu dungulițe evadată proaspăt de la pușcăria propriei case, doamna iraniană ascusă în spate, învelită cu toate pasmalele respective, dar roz, dar seamănă mai degrabă cu un cosmonaut decât cu cumva cineva la limita protocolului țării respective. Doamna cu rochia ampir dusă până sub sâni, care nu are nicio legătură cu vârsta și cu tot imprimeul acela de marin. Nu are nicio legătură. Aici sunt însă cele mai bine îmbrăcate de la summitul spaniol. Doamna Macron surprinzător a ales pantaloni, ca și cea din dreapta domniei sale. Zona aceea de buline greji este foarte fină, foarte, foarte ok pentru o întâlnire cumva neprotocolară. Era întâlnirea doamnelor. Bătălia cea mare și bătălia de protocol era al doamnelor. Mie mi s-a părut mai ciudat cum amândoi președinții aveau că cravata fix aceeași cravata albastră. Asta mi se pare cumva chiar mai ridicol decât... culoarea intensă a rochiei doamnei Hans. Iar aici se vede foarte clar amestecul și non-protocolul întâlnirii doamnelor. Că ies în evidență foarte clar doamna cu buline, care recunosc că nu știu exact cine reprezintă, dar e o doamnă cu roșu, o doamnă cu dungurițe, bărbatul ăla îmbrăcat ca și cum s-ar fi dus să ducă gunoiul. Doamna aia cu șapcă și cu ochelari în interior este de-aia dreptul aberant de ridicolă. Cosmonautul ăsta mic din zona arabă de asemenea. Doamna cu imprimeul ăla jucăuș nu are niciun sens. Combinația de mijloc cu bleu, cu sacou negru și cu pantaloni gălbui și cu sandale este odioasă. Adică, dar eu nu văd pe doamna Iohannis aici. Dar îmi place doamna cu imprimeul floral. Pentru că e un primul floare foarte smart.
disipat bine, florile sunt bine conturate, ea e foarte clean în rest, arată foarte bine. Repet, sunt îndrăgostit de doamna cu buline. Nu buline din spate, nu buline acestea ampir, cum spuneam, nici săracă, un material sărăcăcios, pare luat din Sam, cu un mic prețuleț așa să acopere creșterile din zona abdominală. Mi se pare o întâlnire în care doar vreo 4-5 dintre ele s-au luat în serios, restul s-au temut mai mult degrabă de temperaturi decât de protocol. Domnule Gănățescu, vă mulțumesc tare mult. Primele doamne se întrec în nestil, este perfect. Cele trei care la un moment dat le-a spus împreună sunt perfecte. Restul sunt hilare chiar. Adică, ele sunt ținutele lor. Lidere absolute. Și, nu știu, aliura decontractată, uitați-vă la coafură, uitați-vă la machiajul foarte natural, materialele care se simte calitatea pe ele. Și ele sunt decontractate și ea are brațele libere, dar nu e nimic conservativ. E o zonă minimală cu un top box foarte smart, cu pantaloni lejeri. Deci, într-adevăr, aici găsim stil. Restul este o catastrofă, este ceva. E o fuziune de frustră, de dată mai degrabă de vârstă. Iar băieții a doi puși acolo în gard, nu știu, sunt soții cui, nu știu ce caută soția aia. Ăla, cel puțin, cu șlampeții lui, cu pantalonul scurt, cu mocasin maro, cu sacou gri și cămașa albă, e trebuie, parcă e fugit de undeva, din parc, nu știu. Iar celălalt s-a trezit și el, că băi, eu sunt super protocolar, parcă securistul șef ascuns între voi. Cu hrăvățică, cu ăla cenușiu, așa se crede președinte, probabil că nu se confundă la ea acolo care e el, care e ea, sau care nu înțeleg care e. Asta e teoretic întâlnirea primelor doamne. Le văd două doamne mai masculoase, așa. Iar restul e de un ridicol absolut, dar nu văd pe doamna Iohannis. În aceste poze nu a fost, dar am văzut-o puțin mai devreme. Și aici cu o zenistă aia din spate, acolo cu învelită și cu roz așa, și nimeni nu i-a spus că 40 de grade afară, adică ele se, care mai de care se dezbracă și doamna aceea, bineînțeles că probabil că e într-o țară musulmană și a făcut rozul, e maximum de, dar arată, vede, ca un ozenist, nu arată ca cineva care ochii are o zonă religioasă și o evadează din ea prin culoare. Iar băiatul ăsta care a fugit cu fără ciorap, nu e o problemă că e fără ciorap, că, mă rog, știm anumiți analici care se dau, mă rog, anumiți analici de voci, că nu sunt, am nicio dragă pe analiză de așa. Iar aici nu are nimeni, poza asta nu e din Madrid, e la o biserică undeva, probabil, în perioada Paștelui. Dar există o poză cu regele, regina și cei doi, președintele nostru și domnul Iohannis. În carieră, o rochie, dacă nu mă înțeleg, un ansamblu, dacă nu mă înțeleg, se plantă. Dar doamna, mă rog, regina Spaniei arată absolut superbism. Ca și aici, dacă nu mă înșel, este chiar doamna cu buline pe grej. Deci una peste alt, prima. Deci e clar că ea este cumva gazda absolută. Restul nu înțeleg, adică toate țările astea n-au și ei un regim de protocol, e așa de complicat, dar e clar că e regina. Regina Spaniei, bine, și domnul spectaculos regele. Poate la următoarea întrunire fetele se vor îmbrăca mai bine, cine știe. Vă mulțumim până atunci pentru discuția din această seară. Toate cele bune.